binecuvântări cerești să acopere viețile voastre. Astăzi, în această clipă, toate aceste planuri demonice vor fi distruse în numele lui Isus. Este vorba despre tine, prietene. Îngerii, să deschide calea, să deschide porți, să deschide ușile închise. Tu trebuie să știi adevărul ca să fii înarmat. Tu trebuie să știi cum diavolul lucrează, cum minte, ca mai apoi să-i slujești altora. Ca și Timotei, ucenicul iubit al apostolului Pavel, să te adâncești în învățătură ca să te salvezi pe tine și pe cei care te urmează. De aceea este foarte important. Diavolul trebuie să fie mereu descoperit. Când se aprinde lumina, atunci întunericul nu mai există și tu vezi ce se ascunde în întuneric. Când este întuneric, ți se poate părea orice. În întuneric e posibil de mințit în multe feluri. De făcut se poate multe. Dar dacă omul nu vede, atunci... De aceea, sarcina noastră ca lumina să fie conectată oriunde în viața noastră. Adevărat? Duhul Sfânt dorește și El a venit ca și învățător, ca și dascăl, ca și mângâitor. El a fost trimis în viața ta ca și paracletos, cel care merge alături, cel mai bun prieten al tău. Iisus a zis că atunci când El va pleca, va trimite un alt mângâitor care va fi chiar mai bun decât prezența lui Iisus alături de ucenici. El a spus, eu mă duc, dar Duhul Sfânt va fi alături de voi totdeauna. Iisus a putut în trupul lui fizic să se afle doar într-un loc anumit, cu anumiți oameni, dar Duhul Sfânt, ca și Dumnezeu atotputernic, trăiește în noi și El este cu noi. Dă-i slavă lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt, pentru acest dar măreț din viața noastră. Când noi am venit la Dumnezeu, când ne-am pocăit, cine a făcut asta în interiorul nostru? Singur, oare ne-am pocăit? Omul niciodată singur nu se va pocăi. Asta este imposibil. Omul simte căință, părere de rău, orice. Dar anume această clipă supranaturală, pocăința, astea nu-s doar cuvinte. Pocăința este nașterea din nou. Este anume o minune supranaturală care are loc prin atingerea Duhului Sfânt. Uitați-vă, când Duhul Sfânt, așa cum Biblia ne vorbește, că El a venit peste Maria, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt, apoi s-a născut Iisus. Vreau să știi că pocăința noastră e asemănătoare cu această minune. Când Duhul Sfânt vine peste om, îl atinge și din lăuntrul lui se naște acest om nou. Nu doar un simplu om, ci cel care este familia lui Dumnezeu, prin care curge sângele Tatălui nostru ceresc. Acea persoană care va merge în cer este acea persoană care pentru el cuvântul lui Dumnezeu este realitate când Dumnezeu vorbește. Iisus zice că voi veți face mai multe decât am făcut eu, pentru că Duhul care este peste mine va fi și peste voi. Voi înțelegeți că în realitate, când tu conștientizezi asta, atunci, prin conștiința ta, tu îi permiți Duhului Sfânt să-și facă lucrarea Lui în interiorul tău. Confruntându-te cu diverse situații din viață, știind cui să te adresezi și ce să faci, îți va fi mereu ușor. Vă aduceți aminte că în Biblie sunt astfel de cuvinte,
Pe această cale, calea creștină, când ne pocăim și mergem pe ea, Iisus zice că chiar și un prunc va merge și nu se va rătăci. De ce? De ce? Cum credeți? Spune tare! Iată, totul este simplu, pentru că Duhul Sfânt conduce. Și de aceea, acest drum îl vom trece cu adevărat, cu El împreună. Pe de o parte, este un drum total ușor. Pe de altă parte, trecem prin greutăți. Dar noi, fiind cu Duhul Sfânt, le trecem cu siguranță totdeauna. Noi le trecem și totul lucrează spre binele nostru. Duhul Sfânt este ca un sculptor. El ne creează.